Sigur, Agenția Europeană a Medicamentului trage un semnal de alarmă. Aceste elemente de farmacovigilență au fost luate în studiu în ultima ședință a Comitetului de Farmacovigilență și Evaluarea Riscului al Agenției Europene a Medicamentului și această concluzie că la doze în jur de 2 grame și 400 de miligrame ar putea să apară un ușor risc, rețineți, un ușor risc de probleme cardiovasculare, se recomandă să se scrie în prospect. Sigur, toate aceste probleme vor fi rediscutate, nu reprezintă o decizie finală, ne aflăm într-o etapă intermediară de reevaluare a profilului de siguranță al medicamentelor care conțin ibuprofen. În momentul de față... Nu este faptul că medicamentele care se eliberează fără prescripție asta medicală zic. Pe bază de ibuprofen nu depășesc, nu trebuie să depășească doza de 1200 de miligrame pe zi. Deci Bun. Riscul de Dar care în momentul mă de întrebați față... este mic. Da, corect. Dar în momentul de față pe piața din România există medicamente care conțin ibuprofen nu știu, care au doză mai mare de 200 de miligrame, adică parcă nu se putea elibera decât pe rețetă, nu? Este sigur că da și este vorba de opțiunea terapeutică a medicului, de faptul că în general este bine când luăm medicamente, chiar dacă ele se pot elibera fără prescripție medicală, este foarte bine să apelăm și la sfatul unui medic și iată că aceste comunicate de presă ale Agenției Europene a Medicamentului ne fac să fim mai atenți. Este un semnal și pentru medici, chiar înainte de a se transforma într-o decizie definitivă, fie a Comitetului pentru Proceduri Europene, fie într-un final, dacă nu se ajunge la un consens în cadrul acestui grup de lucru pentru proceduri europene, vom asista la o decizie a Comisiei Europene. O singură întrebare aș mai avea, doamnă. Sigur, ibuprofenul se găsește inclusiv în siropurile pentru copii. Ar putea fi riscurile mai mari pentru categoria aceasta de vârstă? Nu. Este vorba de doze mici. Pediatrii recomandă dozele adecvate acestei populații pediatrice. Părinții sunt avertizați, ei trebuie să respecte dozele indicate de medic, dar așa cum vă spuneam, chiar și la doze de 2400 de miligrame la care s-a semnalat acest risc, este vorba de un risc mic, de un risc scăzut. Dar pentru că acum se acordă o importanță deosebită în Uniunea Europeană și nu numai problemei farmacovigilenței, riscului de apariție a reacțiilor adverse la medicamente, fiecare semnal de alarmă este important, nu ca să ne sperie, ci ca să putem preveni apariția unor reacții adverse grave. Mulțumesc. Aceasta este importanța. Mulțumesc foarte mult, doamna Crupariu, pentru intervenție și explicație. Așadar...